Reprezentanții Direcției Silvice Vâlcea și Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea au decis să continue campania Un copil, un brăduț, o prietenie pe viață și să le ofere copiilor din Râmnicu Vâlcea posibilitatea de a planta singuri puieți în ghivece. Inițiativa are drept scop responsabilizarea celor mici față de natură și crearea unei legături trainice cu pădurea. Știm foarte bine că copilașii încă de la vârsta preșcolară trebuie educați în spiritul educației ecologice și m-am gândit că un copil întotdeauna învață văzând și după aceea ascultând. Și am spus că puterea exemplului este de bun augur și m-am gândit cu domnul director de la Rom Silva și cu inspectoratul școlar să derulăm acest proiect și să le arătăm cum se plantează un produs. Încercăm să ducem către copii, pe de o parte, bucuria de a pune mâna pe brăduț și de a planta și de a încerca să crească un brad și de asemenea să aibă ce să împodobească de sărbători, să-și împartă darurile și de asemenea să învețe, să le crească, să ia acasă sau să-i ducă într-o grădină sau în jurul școlii ca să-l planteze. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Vâlcea vor să implice în viitorul apropiat în această campanie cât mai mulți copii, nu doar preșcolari, ci și elevi de gimnaziu. Felicit Rom Silva pentru implicare și pentru faptul că au răspuns acestei inițiative. Acțiunea a avut loc de-a lungul anilor în mai multe școli din județul Vâlcea și sperăm ca începând anul viitor să o generalizăm. Campania Un copil, un brăduț, o prietenie pe viață a debutat în 2019 în Brașov, dar s-a extins rapid și în alte județe din țară. În județul Vâlcea, campania s-a derulat în școli și grădinițe de Râmnicu Vâlcea, Popești și Bunești.